Astăzi, sindicatul Europol a organizat o amplă acțiune de protest în București, în fața sediului MEAI, pentru a cere guvernanților aplicarea legii salarizării. Din cauza scumpirilor pe bandă rulantă, polițiștii au ajuns să nu se mai descurce și spun că nu cer mărire ale veniturilor, ci doar o serie de drepturi care le-au fost înghețate de 2 ani de zile. Ne confruntăm cu 2 ani de zile consecutivi din care legea salarizării unitare nu s-a aplicat pentru polițiști, în sensul că aceasta a fost plafonată. Polițiștii cer astăzi aplicarea legii salarizării unitare și intrare pe grila de salarizare conform legii 153. Atare, noi nu solicităm majorări salariale, așa cum încearcă unii alții unde oficialilor să invoce. La acțiune au participat polițiști din toată țara, inclusiv din Maramureș. În același timp însă, sindicaliștii au mărturisit că au fost situații în țară unde s-au făcut presiuni asupra lor pentru a nu se alătura protestului din București. Au venit chiar și colegi care nu sunt afiliați sindicali și vor să protesteze pentru aplicarea legii de către Guvernul României. Momentan, toate semnalele sunt în sensul blocării acțiunilor noastre. Chiar s-au făcut presiuni pe colegii de la mai multe subunități și unități de poliție din țară în vederea împiedicărilor pentru a participa la acest protest. Dacă nici în urma acestei manifestări solicitările polițiștilor nu vor fi îndeplinite, atunci aceștia spun că vor continua cu diverse forme de protest, precum aplicarea avertizmentelor în locul amenzilor, refuzul detașărilor la alte structuri sau efectuarea de ore suplimentare. Până la sfârșitul anului, sindicatul Europol are programate alte 2 proteste, în 17 noiembrie, precum și în 15 decembrie.